Un echipaj al Poliției de Frontieră din cadrul porțile de fier 2 a observat la aproximativ 2 km de pasare la Balta Verde, în zona Becherița, două persoane de cetățenie română care desfășurau exploatări forestiere. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că doi bărbați de 21 de ani, respectiv 59 de ani, din județul Mehedinți, au desfășurat activități de tăiere de arbori fără autorizație. A fost solicitat sprijinul unui reprezentant al ocolului silvic Vânjumare, în prezența acestuia stabilindu-se că activitatea desfășurată de cei doi bărbați este fără autorizație, iar arborii fac parte din Fondul Forestier Național. Un echipaj al Poliției de Frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră, porțile de fier 2, a observat la aproximativ 2 km de pasare la Balta Verde, în zona Becherița, două persoane de cetățenie română care desfășurau exploatări forestiere. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că doi bărbați de 21 de ani, respectiv 59 de ani, din județul Mehedinți, au desfășurat activități de tăiere de arbori fără autorizație. A fost solicitat sprijinul unui reprezentant al ocolului silvic Vânjumare, în prezența acestuia stabilindu-se că activitatea desfășurată de cei doi bărbați este fără autorizație, iar arborii fac parte din Fondul Forestier Național. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăiere ilegală de arbori, întreaga cantitate de material lemnos fiind predată ocolului silvic Vânjumare. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăiere ilegală de arbori, întreaga cantitate de material lemnos fiind predată ocolului silvic Vânjumare.